Cetățeni, gata cu azilele de bătrâni, cu drogații la volan, cu polițiști incompetenți, cu conductele îngropate aiurea care explodează când dă muncitorul în ele cu picamărul, gata și cu șpăgile din portbagaj, s-au rezolvat toate, Smiorcul Național s-a mutat pe păcănele. Răul suprem care corupe minți și portofele cu speciala. E mult de mult acolo, mai ales că lovește în așa alt de tare în adolescenți, încât prima pe lista de lecturi suplimentare pentru liceu a ajuns Bucofra. Subiectul a început să se rostogolească de la Fire, singurul reptilian cu burtă, idol amețiților cu breton colorat și pronume la profil. A găsit el o idee toxică, s-a uitat pe lista de idei toxice pe care le promovează, a văzut că nu e acolo și a zis că hei, e ok, pot să vorbesc pe subiectul ăsta fără să fiu ipocrit. Acum nu știu cum sunteți voi, dar eu prefer să n-aud păreri despre ce reclame sunt morale și ce reclame nu sunt morale, de la un băiat care promovează țoale nașpa făcute în China, cel mai probabil de sclavi uiguri în lagările alea de concentrare, și după aia dropshipuite de niște șmecheri care exploatează muncitori pe aici, pe undeva prin Europa. Acum e în ton cu toată ipocrizia din gașca aia de consumeriști care fac role-playing de comuniști. Am mai auzit idei de astea crețe la ei, și că pe vremea lui Ceaușescu se trăia mai bine, și că oamenii din China o duc mișto. Eu nu prea cred că se trăiește așa mișto în lagărul de cusut pantaloni de piele pentru grași. Cum mă suporți pantaloni de piele ca băiat? Bine, n-au cum să-ți transpire ouăle decât dacă le deții. A găsit el subiect să fie băgat în seamă de presă. Of, cum sunt influencheri ăștia de TikTok care fac reclamă la păcănele și strică viitorul tinerilor. Băi, spoilere, dacă tinerii aia se uită în gura unor analfabeți de pe TikTok, oricum n-au niciun viitor. N-ai cum să strici ceva ce e deja stricat din fabrică. Da, destul smiorc de zoomeri, hai să trecem la smiorcul de oameni mari. Văzând că ea 10% dintre tineri care știu să citească s-au supărat pe păcănele, al de Ringier, care sunt Libertatea și Gazeta Sporturilor, așa se cheamă trustul lor străinez care i-a cumpărat, s-au apucat să scrie niște articole despre prădătorii din păcănele. Patronii le-au cerut să vadă articolele astea înainte să fie publicate și au început să dea cu curul de pământ și să facă liste de semnături că le e lezată libertatea presei. Bă, dacă am învățat ceva din povestea aia prostia omenească, e că e cretin să te tângui și te dai curul de pământ când drobul de sare încă pe sobă. Mie mi se pare absolut normal patronul să îți vadă articolele când are el chef dacă ți le cere. Că de-aia dă banul, nu? De-aia îți plătește salariul. Na, dacă îți cerea să schimbe articole, atunci era altă discuție. Dar așteaptă să-ți ceară asta să te plângi, nu mai sări ca găina la muci. Țipă că-i viol când îți bagă mâna în chiloți. Momentan doar te-ai invitat la el acasă. E cam prematur să te tângui. Și în al doilea rând, și asta este foarte important, deontologia presei se pune doar la presă și presa nu mai există că a murit de vreo 10 ani. Conflictul dintre cele două redacții și conducerea trustului Ringier, care le deține, a început, spun jurnaliștii, în august, atunci când redactorului șef al Gazetei Sporturilor i s-a solicitat de doi dintre șefii Ringier Sport Media Group să arate în avans articolele care privesc clienții de publicitate. S-a făcut referire explicit la industria jocurilor de noroc, spun jurnaliștii în protestul publicat marți. Jurnalistul coordonator Cătălin Țepelin... Țepelin... Să lucrezi în presă și te cheme Țepelin. Asta este poetic. Cătălin Țepelin a refuzat să privilegieze clienții de publicitate și a explicat că publicul are dreptul la informații care nu sunt aservite puterii economice și politice. Așteaptă să-ți ceară întâi să modifici informația și după aia te plângi că-ți modifică informația. E simplu. Și în primul rând, prietene, publicul e ăla care te plătește. Dacă tu scrii pe un site, nu înseamnă că faci presă. Presă e atunci când cititorul ți este client și plătește pentru articole. Ai o datorie să fii cinstit cu el, că ți este client. Dar atunci când cititorul e produs, când scopul tău e să-l păcălești de a click, ca să-i adun datele cu tracking cookies și să-i le vinzi la publicitari, nu mai ai nicio datorie față de el. Că nu e client, e produs. Ăia care te plătesc sunt publicul, adică publicitarii, adică casele de pariuri cărora le faci reclame. Doar față de aia ai responsabilități morale. Clientul e tot timpul ăla de la care intră banul, deci presa nu are nicio datorie să fie obiectivă, echidistantă sau sinceră, pentru că publicitarul, adică clientul, nu e interesat de asta, e interesat să vadă click-uri și atât. M-am săturat de toate fosilele astea care n-au înțeles că presa a murit, care au fost prea incompetenți să se reorienteze profesional și care încearcă să păcălească fraierii că deși meseria s-a transformat în complet altceva, cumva se mai aplică regulile anterioare. Nu sunteți jurnaliști pentru că nu vindeți articole cititorilor. Vindeți cititori publicitarilor. E complet altă meserie, nici măcar nu seamănă. Se cheamă pișcotăreală, nu jurnalism,
Pișcotarul nu e jurnalist și nu ar trebui să aibă pretenția să îi se aplice același standard de care se aplică jurnaliștilor. Dacă vreți deontologie, trebuie să faceți jurnalism, adică să faceți o publicație care este vândută cititorilor și are o responsabilitate față de ei și abia după aia puteți să faceți gura mare la ce publicitari vreți voi, pentru că nu depindeți de ei, depindeți de cititori. Nu sunteți jurnaliști, meseria aia nu mai există, sunteți pișcotari, care este complet altceva și nu există deontologie în pișcotăreală. Acolo este doar o singură regulă. Lingi mereu mâna care te hrănește, indiferent cum miroase. Și asta e problema mea cu morala tinerilor comuniști și cea a gazetarilor rupți de realitate. Că nu sunt într-o poziție din care să-și etaleze moral. Nu ai cum să sugi 9 carbasane și să zici la al 10-lea, stop, asta e imoral. Dacă voiai să fii luat în serios ca reper moral, evitai toate cardanele, nu doar pe al 10-lea că e mai gros decât anterioarele. Și dacă e gros ce? Te-ai antrenat atâta pe tot soiul de măciuci 10 ani de zile și nu poți acum să duci o măciucă care e mai groasă puțin decât celelalte? Hai să fim serioși, acum te-a tăiat deontologia. Dar hai să ne întoarcem la păcănele. Chiar așa de pericol social sunt păcănelele? Eu, spre exemplu, am fost în pericol de a-mi pierde banii și mințile la păcănele de fix 0 ori. Pentru că m-am născut cu IQ de 3 cifre, care îmi dă gândire în perspectivă și înțelegerea matematicii elementare. Deci singurii care sunt în pericol de a fi devastați de păcănele sunt idioți. Așa că vă întreb, avem nevoie ca idioții să o ducă bine? Să trăiască o viață veselă și protejată și să-și ducă genele de idioți mai departe? Evident că nu! Avem deja 8 milioane de oameni pe planetă, din care în mare parte sunt idioți. Chiar nu ducem lipsă. E important pentru specie ca societatea să fie plină de capcane în care să pici dacă ești prost. Banul prostului trebuie detașat de prost, ca prostul să ducă o existență mizeră și chinuită și preferabil să nu se împuieze. Pentru că toată treaba evident e genetică. Nu e ca și cum oricine poate pica în capcana păcănelelor. Și acum o să spuneți, vai, dar minorii, uite-mă cum plâng de mila minorilor. Dacă sunt predispuși spre păcănit minorii ăia, e doar din cauza că părinții lor și-au dat genele proaste mai departe. Acolo a fost eroarea, nu că au acces minorii la păcănele, ci că părinții lor au avut acces unul la genitalele celuilalt. Dacă societatea ar fi fost construită corect într-un mod în care proștilor le e greu să procreeze, acel copil predispus la păcănele nu ar mai fi fost predispus la păcănele pentru că nu ar mai fi existat. Nu s-ar mai fi născut și totul ar fi fost frumos. Acolo trebuie lucrat. Sistemul nu trebuie să protejeze proști, trebuie doar să nu-i mai creeze. De-aia toate industriile astea care exploatează proști, dacă ar funcționa la un nivel ideal, ar avea un impact pozitiv în societate. Hai să fac o analogie. Zicem că ai un cablu de la de înaltă tensiune căzut la pământ. Acum, ca societate, ai avea două metode de a amenaja acel cablu. Prima ar fi să construiești un gard foarte mare și foarte înalt în jurul cablului, să nu poată nimeni să ajungă la acel cablu și oamenii ca mine care oricum n-ar atinge cablu, ar trebui să tot ocolească gardurile alea enervante, doar ca să protejăm niște proști. A doua opțiune, care este mult mai de bun simț, este să lași cablul acolo și să pui un semn. Atenție, dacă atingi, mori. Și rezolvi problema mult mai elegant. Pentru că toți oamenii care cred în electricitate și știu să citească, nu o să atingă cablul ăla. Și de restul chiar nu are nevoie nimeni. De ce să ocolesc eu garduri? Pentru că s-a născut un prost și nu ar ști să ocolească fără gard chestia aia. Serios. Desigur, există două probleme mari cu păcănelele, dar eu am o rezolvare pentru amândouă. Prima problemă este că deși sunt taxate foarte solid păcănelele, chiar atât de solid încât toate bibliotecile publice din țară trăiesc în principal din bani strânși din taxele de la păcănele, tot ajung o grămadă de bani în mâna unor slinoși. De-aia trebuie naționalizate toate. Păcănelele să fie de stat. Nu e moral ca doar niște șmecheri să profite de defectele cognitive ale unor idioți. Moral ar fi să profităm cu toți. Să îi jumulim la maxim cât timp îi ajutăm să dispară. Toate industriile care nu produc nimic și doar extrag bani de la proști, gen prostituție sau păcănele, trebuie naționalizate. Pentru că este foarte ușor să exploatezi proști și nu ar trebui orice om de rând să aibă posibilitatea de a exploata proști. Ar trebui exploatarea proștilor să fie doar în mâinile statului și să fie în interesul nostru a tuturor ăștia neproști. A doua problemă și care este de fapt marea problemă este că defectul ăsta al lor de a fi păcăneliști este cam privat așa și nu-l vedem cu toți. Că ăștia umblă printre noi fără ca noi să știm clar care sunt. Nu putem să-i marginalizăm, să-i ocolim, să râdem de ei și să-i discriminăm în halul în care merită,
pentru că e greu să ne dăm seama așa când mergem pe stradă dacă ăla care vine din sens opus este sau nu păcănelist. Așa că după naționalizare propun o a doua lege. Orice om care a pierdut mai mult de 5% din venitul lui timp de 3 luni la rând la păcănele, pariuri sportive și alte jocuri de noroc, va fi obligat să poarte în public o pălăriuță cu elice de o culoare specifică, ca să nu-i confundăm cu oamenii normali egali noștri. Mă știți, eu sunt de extremă centru și extrema centru are singura poziție rezonabilă legată de vicii. Nu interziși nimic, nici droguri, nici alcool, nici jocuri de noroc, nici nimic. E dreptul moral al oricărui om să-și distrugă viața. Important este să poți să-l excluzi rapid din societate după ce și-a distrus viața, ca să nu afecteze și alți cetățeni care trăiesc corect. De-aia trebuie pălării colorate cu elice pentru toate vicii. O pălărie colorată cu elice pentru dependenții de droguri, alta pentru alcoolici, alta pentru prostituate, alta pentru aia care dau bani la prostituate, alta pentru păcăneliști. Avem destule culori în curcubeu încât să avem o pălărie colorată pentru orice viciu ne trece prin minte. Și după aia discriminăm oamenii în funcție de pălărie. Gen, domnul cu pălărie cu cireșe și banane, vă rog să părăsiți incinta și să vă luați CV-ul, noi nu angajăm dependenți de păcănele la noi la firmă, pentru că nu vrem să riscăm ca să pierdă prea mulți bani și după aia să aibă datorii la cămătari și să ne fure calculatorul de serviciu. Dați urez noroc în continuare, poate ți intră speciala și n-ai nevoie să te angajezi nici luna asta. Aici e roză. Păi, din păcate pentru tine, asigurarea medicală nu se aplică la boala ta, pentru că după pălărie vedem că ești alcoolic, deci ți-ai făcut-o cu mâna ta și nu ai cum să ceri societății să plătească pentru deciziile tale proaste. Așa că va trebui să te tratezi din banii tăi 100% fără nicio asigurare. Sau nu știu, poate dacă cânti bine, ai o voce pițigăiată, ai o trupă de rock, poți zici bună seara, prieteni, spre exemplu. Că dacă poți, s-ar putea să-ți dea statul, un ficat din banii statului. Dacă nu, asta e. Domnișoară, văd că aveți o pălărie roz. Din păcate, aici în zonă este o școală și cu pălărie roz nu aveți voie la mai puțin de 500 de metri de unitate de învățământ, pentru că nu putem lăsa copiii să creadă că te scobind o doașcă contra cost pe OnlyFans este o opțiune în viață corect. Nu vi s-a spus că nu aveți voie să ieșiți din casă decât între 11 noaptea și 6 dimineața, când nu sunt minori pe stradă? Așa ar arăta o lume ideală pentru mine. O lume în care ai voie să faci absolut orice. O societate care nu te protejează de alegerile greșite, ci doar te scoate foarte repede pe ușa din spate dacă le faci. Ar fi frumos. Ideal din punctul meu de vedere. Practic raiul pe pământ. Și de-aia eu cred că păcănelele sunt esențiale pentru o societate sănătoasă. Pentru că ne ajută să identificăm pe aia pe care trebuie să-i excludem din societate ca să rămână sănătoasă. Atât de la mine și de la mai eu meu de discuții serioase. Ne vedem data viitoare când mă deranjează ceva și simt nevoia să vorbesc jumătate de oră la o cameră foarte supărat pe subiectul ăla. Vă salut și vă respect. Și vă respect pe bune, nu cum fac al de Libertatea și Gazeta Sporturilor, pentru că voi chiar sunteți publicul meu, pentru că nu vă bag pe gând niciun produs, nu vă vând nimic, deci voi chiar sunteți public, nu sunteți produs din punctul meu de vedere. Ne vedem data viitoare.